Începem ședința susținerii tezei de doctorat și vreau să salut prezența doamnei ședința noastră, care întotdeauna emană interes deosebit față de sectorul salut prezența doritorilor a asista și a face parte din ședința noastră. Salut prezența doamnei Svetlana Drajan, doctorale. Și în acest sens, permiteți-mi să ciferez ordinul rectorului referitor la aprobarea și componența Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat cu titlul Crearea spectacolului coreografic Carmen prin intermediul limbajului, dansului, sportiv. În acest sens a fost emis ordinul din 11 aprilie 2022 care a aprobat Comisia de Susținere a tezei și vreau să vă prezint și membrii comisiei. Conducător științific, membru comisiei, Guțu, Zoia, doctor în pedagogie, profesor universitar, Amta. Referent oficial, Ghilaș Ana, doctor conferențial universitar, Institutul Patrimoniului Cultural. Așa. Nu ești. Referent oficial, Tipa Violeta, doctor în studiul artelor, conferențiar star, patrimoniu. Referent oficial, cadere, Irina, doctor în studiul artelor, Amta. Secretar științific al comisiei, Dogotaru Maia, doctor în președintele acestei comisii sunt eu, Tîrțău, doctor în studiul. Acest ordin ne permite să începem ținerea oficială a tezei de doctorat și pentru sau ca urmare vreau să vă aduc câteva date sau scurte informație despre autorul tezei de doctorat. Varnacova Eleonora este cadru didactic la departamentul coreografie și artă coreografică și performanță. Cu o vechime foarte și foarte impunătoare de muncă cadrul acestui departament, cu finalizarea masteratului tot în cadrul acestui departament, născută sănătate personală, probabil că am să vă spun. Da, nu mai trebuie. Da, născută, tânără și talentată. A fost înmatriculată la doctorat pe data de 1 februarie 2016. A finalizat în întregime studiile de doctorat și în conformitate cu hotărârea școlii doctorale, data susținerii este astăzi. 02-06-2022. Este vorba despre domeniul 645.01 artă teatrală bară coreografică. Conducător științific Guțu Zoia, doctor în pedagogie, profesor universitar. Și încă o dată repet tezei, crearea spectacolului coreografic Carmen prin intermediul limbajului,
dansului sportiv. O rog pe doamna Maia Bogotaru să ne informeze despre completarea dosarului. Vă rog. Doctoranta a prezentat dosarul complet, care conține copia actului de identitate al doctorantului, CV-ul PAS, contractul de studii doctorale, adeverința privind viitoarea modulelor și gradul de gradul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, procesul verbal și din susținere al proiectului studentului doctorat de la sfârșitul anului întâi de studii, procesele verbale ale ședințelor de la susținerea componenței referatelor din anii 2 și 3 de studii doctorale și procesele verbale de la susținerea componenței practice, avizul preliminar al susținerii publice, adeverința de depunere a tezei de doctorat, cerere pentru demararea procedurilor de susținere a tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare și a unui reprezentant al Consiliului Științific, avizul de acceptare al conducătorului științific cu privire la susținerea publică a tezei de doctorat, extras din procesul verbal și din Consiliului Științific privind aprobarea comisiei de verificare a similarității, avizul comisiei de verificare a similarității, procesul verbal de susținere a tezei în fața comisiei de îndrumare și a reprezentantului Consiliului Științific, avizul comisiei de îndrumare cu recomandare spre susținerea și verificarea rezumatului, formularul de propunere a componenței comisiei de susținere publică, informație, competențele membrii comisiei de susținere, extras din procesul verbal, ședințe comune a Consiliului Științific și Consiliul Școlii Doctorale, cu privire la componența comisiei de susținere, data și ora susținerii. Grijă de monitorizare a îndeplinirii observațiilor și recomandărilor membrilor comisiei de îndrumare și a reprezentantului Consiliului Științific expuse în cadrul de susținerii tezii. Ordin de aprobare a comisiei de susținere publică a tezii de doctorat, avizele referințelor oficiale și avize ale altor referenți, declarații de proprie răspundere privind originalitatea lucrării, grijă personală, declarații de depunere a tezei la Biblioteca Antac și la alte biblioteci, lista lucrărilor științifice publicate la tema de cercetare, copiile articolelor științifice publicate la tema de cercetare, dovadă participării la conferințe și manifestări științifice, teza și rezumatul de tip proiectul artistic. Toate documentele corespund normativele ANACEC și dosarul este complet și corespunde metodologiei de elaborare tezei de doctor, de doctorat și a procesului de susținere a tezei de doctor. Vă mulțumesc! Urmează ca doamna Varnacova să ne prezinte ambele componente ale tezei, începând cu teoretică și în cea practică. Îi propunem, având în vedere cunoașterea limbii încă insuficient, să-și prezinte comunicarea pe care a să o facă. Bună ziua, dragi membri de comisie! Astăzi se prezintă teza publică, tema Crearea, spectacolului coreografic, Carmen, prin intermediul, limbajului, dansului, sportiv. Teza de doctor este scrisă în limba. Varnacova Eleonora, създание хореографического спектакля «Кармен» средством спортивного танца. Диссертация на соискание ученой степени доктора искусства специальности 654.1. Театральное хореографическое искусство. Профессиональный доктор, ученый, научный руководитель, Куцу Зоя, доктор педагогических наук, профессор, мастер Свалей. Ставшая знаковой для многих поколений новелла «Кармен», выдающегося французского писателя Проспера Мерюэ, является квинтэссенцией художественно-философского и психологического проникновения в глубине человеческой души, загадочности женской натуры, возможностей, позволяющих использовать этот вечный сюжет на сценических площадках всего мира. В современных условиях развития спортивного
спортивный танец как часть искусства и спорта связан с актуальными тенденциями эволюции хореографического искусства. Спортивный танец приобретает все более яркую эстетическую направленность, расширяет художественные возможности хореографического языка. Основываясь на классических канонах, применяя импровизацию, развивая личный стиль и манеру танцора, спортивный танец может открывать новые возможности хореографического развития, в том числе и в плане привлечения сюжетных тем. В связи с вышеизложенным, актуальность темы данной работы предопределяется тенденциями развития спортивного танца и взаимосвязью с другими направлениями в современном хореографическом искусстве, переплетением с классическим искусством, гимнастикой, возможностями отражать окружающий человека многообразный мир. Актуальность также предопределяется недостаточным уровнем исследования проблемы развития спортивного танца в контексте современного развития хореографического искусства, необходимостью усовершенствования системы подготовки как педагогов-хореографов, так и исполнителей спортивного танца. Проблема нашего исследования заключалась в художественном использовании сюжета «Кармен» в создании хореографического спектакля средством спортивного танца. Предмет исследования – процесс создания и постановки хореографического спектакля «Кармен» на основе спортивного танца. Цель исследования – художественное обоснование осуществления постановки хореографического спектакля «Кармен» средствами спортивного танца. Задача исследования – анализ эволюции хореографических постановок «Кармен» в специальной литературе, анализ образа «Кармен» в современной хореографии, разработка драматургии хореографического спектакля «Кармен», разработка сценария и постановка хореографического спектакля «Кармен» средствами спортивного танца. Новизна и художественная оригинальность исследования определяется следующими положениями. Хореографическая постановка «Кармен» средствами спортивного танца впервые стала объектом социального исследования. Выявлены в ретроспективном плане тенденции художественной интерпретации сюжета «Кармен» в хореографических постановках. Разработаны концепт драматургии и сценарий хореографического спектакля «Кармен», воплощенными средствами спортивного танца в хореографический спектакль. Основанных на принципах историзма, взаимосвязи различных видов хореографического искусства, корреляции специфики образа «Кармен» и языка спортивного танца. Впервые осуществлена постановка хореографического спектакля на основе сюжета «Кармен» средствами спортивного танца, который представляет собой художественную ценность. Теоретическая и практическая значимость исследования определяется следующим положением, где главным из этих положений является, в первую очередь, теоретический художественный анализ хореографических постановок, обоснована концепция хореографического спектакля «Кармен» на основе спортивного танца, и результаты исследований способствуют развитию нового направления в хореографии, спортивной хореографии. Результаты исследования открывают новые возможности и направления в развитии спортивного танца, в том числе в рамках других постановок классических сюжетов. Использование материалов исследований в учебных курсах современного спортивного танца на всех уровнях хореографического образования в Республике Молдова. Первая глава «Эволюция интерпретации новеллы про сферу Мериме «Кармен» в различных жанрах сценического и других видов искусств». Ретроспективный анализ сценических постановок «Кармен», особенности образа «Кармен» в хореографии 21 века, образ «Кармен» в различных произведениях искусств и выводы в первой главе. Знаменитая новелла «Кармен» впервые напечатанная была в газете «Ревью Дес», а затем в сборнике автора в 1846 году и навсегда вошедшая в сокровищницы мировой литературы. Обращение к вечным образам литературы и искусства – это явление масштабное, неисчерпаемый источник для мирового искусства. Писатели, поэты, композиторы, художники привносят уже в существующий образ новые черты, видоизменяют, но суть вечного образа остается неизменной. Образ «Кармен» из одноименной новеллы Просперу Мериме дал толчок появлению оперы Жоржа Бизе «Кармен», а также поэтических циклов «Блока Цветавая», «Лорки» и других произведений мирового искусства. Премьера «Кармен», мы знаем, состоялась 3 марта 1875 года на сцене Парижского театра опера Жорж Бизе мастерски воссоздает испанский колорит, особенности цыганской натуры, драматизм конфликта. Новелла Проспера Мериме «Кармен» и опера Жоржа Бизе сделали образ испанской цыганки одним из самых популярных и цитируемых в мировом искусстве. Далее он следует диссертация «Эволюция хореографических постановок «Кармен» 19-20 века, представленная диссертацией. История жизни и смерти
Сладолюбивой, пылкой и страстной Кармен послужила источником вдохновения и для многих балетмейстеров. Кармен многократно ставлена на балетной сцене, и большинство критиков утвердилось, что, по мнению, что лучшей Кармен на пуантах была Майя Плисецкая. По мнению Раду Паклитару, Кармен – это птица феникс. Она не может умереть, потому что любовь умирает никогда. Соединение балетной хореографии с новыми стилями современного искусства Модерн, Мат Экс и Мэтью Борн, Фламенко, Антонио Гадес и Рафаэль Агилара внесли новый взгляд и смелость интерпретации в постановках современного балета. На основе классики игра с жанром, расширение и сужение сюжета, перестановка действующих лиц, изменение сюжетной линии, изменение характеров героев, разрушение стереотипов, создание нового современного искусства открыли двух ярчайших балетов современных Кармен Типи Раду Паклитара и Кармен Дада Масил. Уникальный постановщик, проводник современной танца и прогрессивной балетной режиссуры создает собственную интерпретацию знакового сюжета «Кармен ТВ», премьера которой состоялась 25 октября 2006 года в Театре Киев «Модерн Балет». По мнению Виноградова, у Паклитару интересная смысловая хореография, в нем есть все – и драматургия, и интонация, и очень оригинальные свои пластики. Слияние африканского стиля и классического танца вынесло на обозрение публики Дада Масила. Всемирно известная молодая танцовщица и хореограф из Йоханнесбурга предложила от Южноафриканского танцевального центра The Dance Factory свою оригинальную версию танцевального спектакля «Кармен», премьера которой состоялась осенью 2010 года. Это был взгляд на воплощение образа знаменитой героини в уникальной хореографии. Не спровергая устоявшие театральные хореографические каноны, хореограф объединила классическую хореографию фламенко с современным танцем, соединив с уличной эстетикой и афрокультурой. Также современные мировые тенденции в постановке легендарной Кармен присутствуют новые интерпретации балет «Хиспанико», спектакли «Хиспанико Клаб Хавана энд Кармен Макуя», постановщик Густава Рамиреса Сансана. Также из таких же новых современных постановок, прошедших в этом году, в апреле 2021 года, состоялась эпатажная премьера «Кармен» Константина Богомолова в Перми, представив на суд зрителей спорную мелодраму о роковой любви. Рассматривая постановки и зарубежные постановки «Кармен», нельзя не затронуть историю Национального театра оперы и балета Республики Молдова. Хореографическое искусство Молдовы имеет свои традиции. Основываясь на мировом классическом балете, молдавская школа развивала и собственные стили. Премьера балета болгарского хореографа Паулины Ивановой «Кармен Сюита» Щедрина в 1971 году на сцене Национального театра оперы и балета продемонстрировала высокое мастерство балерины Галины Милентьевой. Великие хореографы Марат Газиев, Татьяна Легат, Игорь Чернышов, Михаил Кафтана и Елджин Гернец создали и подняли молдавский балет на уровень мирового искусства. В следующем странице моей диссертации, значит, кинематография Кармен. К образу роковой женщины обращается и кинематограф. Здесь представлен список фильмов, посвященных образу Кармен. Первые попытки появились в эпоху немого кино в Британии, Италии, США и Франции. К образу Кармен обращался и знаменитый комик Чарли Чаплин. В 1915 году он снимает фильм-пародию, сочетающий в себе элементы трагикомедии. Собирая материалы, была очень удивлена масштабностью и многочисленностью работ, посвященных образу Кармен. Отображение в Кармен в живописи проявилось в многообразии стилей, направлений и течений. Многие художники обращались к образу цыганки, изображая ее в основном черно-белых, черно-красных тонах. Это были эскизы костюмов для оперных и балетных постановок, портреты балерин и оперных див, исполняющих главные партии в спектаклях. Нельзя также опять отметить нашего соотечественника, современный молдавский художник Илон Парчеряну изобразил свою Кармен. Среди всех его произведений этот образ выделяется своей легкостью и изяществом. Увлеченная танцем, скромно потупив взгляд, это непривычная роковая женщина, искусительница сердец, танцующая девушка, нежна, скромна и грациозна. Новый образ Кармен – воплощение спокойствия, целомудрия и невинности. Видение художника – это идеал.
идеал женщины, олицетворенной женской природы. Аналитический подход материала диссертации показал жанровую дифференциацию в сценическом воплощении сюжета Кармен. Кардинальные изменения произошли во второй половине XX века, где роль глубокого социального и художественного отражения реальности взяло на себя хореографическое искусство, а особенности современной танцы. Исследование отмечено, как происходящие изменения в обществе и человеческом сознании раскрывают новые возможности для переосмысления и авторской интерпретации привычных образов. Вторая глава была посвящена уже самому созданию спектакля, хореографического спектакля «Кармен». Новые возможности реализации постановки «Кармен» в современной хореографии. Драматургические основы хореографического спектакля «Кармен», сценарий хореографического спектакля «Кармен» на основе спортивного танца, постановка хореографического спектакля и выводы по первой главе. Итак, драматургия. В нашем понимании драматургия хореографического спектакля представляет сюжетную основу и построение действия. Структурная организация хореографической драматургии имеет две составляющие – вертикальную и горизонтальную. Вертикальная составляющая структура драматургии хореографического спектакля. Мы имеем синтез трех искусств – литературы, новелла Кармен, Проспера Мериме, музыки Жоржа Бизе и Родиона Щедрина и хореографии – средства спортивного танца. Горизонтальная составляющая структура, которая представляет собой пятиэтапную конструкцию – это экспозиция, то есть предыстория интриги, завязка начала интриги, развитие действия, кульминация на высшей точке развития интриги, развязку, завершающую интригу. При разработке драматургии нового спектакля на основе сюжета «Кармен» главной задачей было раскрытие основной сюжетной линии классического произведения средствами спортивной хореографии с использованием технических базовых основ латиноамериканской и европейской программы на основе следующих принципов: драматургического построения спектакля, взаимосвязи музыки и хореографии, драматургическое взаимодействие музыки и хореографии, логического построения и развития сюжета, взаимосвязи различных видов хореографического искусства, создание художественного образа средствами спортивного танца, хореографические разработки персонажей спектакля, корреляция взаимосвязи и специфика языка спортивного танца, единство формы и содержания. Итак, спортивный танец – это вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных перемещений человеческого тела с исключением спортивных и акробатических элементов. Драматургия спектакля создавалась с учетом всех вышеперечисленных его составных элементов – литературной основы, музыки, многоплановой хореографии, театрального мастерства, включающего пантомиму, сценическое оформление и так далее. Сценарий и монтажный план хореографического спектакля «Кармен» посвящен диссертации следующим. Сценарий и литературная основа хореографического спектакля, написание либретто, литературные изложения сюжетной основы хореографического спектакля, тема известная, конечно, «Кармен» – это трагедия сильного характера в поединке любви и смерти, идея – утверждение права человека на свободу, чувства и любовь. Новизна и актуальность выбранного для постановки материала. Возможность создания новой хореографической версии спектакля «Кармен» средствами спортивного танца на основе новеллы «Проспера Мериме», опер Жоржа Бизе и балета «Кармен» Сьюда Щедрина средствами спортивного танца. Воплощение вот этого сюжета и образов и характера героев средствами выразительности, пластики и движений спортивно-бального танца. Этапы создания спектакля «Кармен». Как вы видите, было предоставлено в таком плане. Первое. Написание либретто, разработка сценария хореографического спектакля, подбор и запись музыкального сопровождения хореографической постановки, синтез музыкального и хореографического материала, составление хореографических сцен и композиций, разработка образов, монтаж сценарного материала, индивидуальная и групповая работа с исполнителями, соединение индивидуальных и групповых сцен, подбор костюмов, декораций, светового оформления, генеральная репетиция, спектакль «Кармен». Постановка хореографического спектакля «Кармен» состояла из нескольких этапов. На первом этапе, естественно, после возникновения идеи, началась подготовительная работа с произведениями, посвященными собирательному образу «Кармен».
Затем, опять, создание сценария, включающий режиссерскую разработку на основе сюжета Кармен. На втором этапе происходит изучение материалов, на создание композиционного материала, включая режиссерскую работу сюжета и подборку музыкального сопровождения хореографического спектакля. Самое сложное в спектакле было то, что музыку Бизе Родиона Щедра, Родиона Щедрина, извините, как бы на одном из заседаний нашей комиссии в Маре было сказано, что ни в коем случае нельзя менять. То есть средства спортивного танца, была сложность как бы в подборе музыки, потому что, естественно, спортивные танцы есть определенный счет, размер темпа. Дальше, следующий этап, третий, постановочный. В концепционном плане раскрывались решения, темы, идеи, образы всех действующих лиц. Большое внимание обращалось на костюм главных героев для свободного исполнения движений спортивной хореографии. На основе музыкального материала намечались мизансцены, разучивались отдельные движения, комбинации. Происходила постановка определенных фрагментов номера, прежде всего сольных партий, дуэта и массовых групповых сцен. На четвертом этапе проводился репетиционный процесс, осуществлялась постановка и совершенствование отдельных партий, массовых сцен, соответствующих требованиям драматургии. Репетиционная работа завершалась полным прогоном для проверки хода действий и выхода артиста на сцену, а также контроля физической выносливости и дыхания исполнителей. В ходе постановки дополнительно проводился анализ характера героя и раскрытие их образов. Для создания хореографического спектакля на основе спортивного танца были поставлены и решены следующие задачи. Анализ произведения, раскрывающих образ Кармен, отбор музыкального материала, работа над техническими особенностями спортивного танца на основе базовых элементов, драматургическое построение сюжета, создание сценария постановки, разработка композиционного плана спектакля, постановка репетиции, презентация спектакля. Общие выводы. Разрабатывая концепцию хореографического спектакля на основе спортивного танца, основываясь на классических канонах, можно сделать следующие выводы. Ретроспективный анализ мирового искусства главным образом классических балетных постановок позволяет перенести приобретенный опыт на основу спортивного танца, раскрывая его потенциальные возможности для дальнейшего развития и продвижения в современном этапе. Второе. Взаимосвязь спортивного танца с другими направлениями искусства приобретает новые возможности в создании оригинальных художественных спектаклей на основе спортивной хореографии. Разрабатывая концепцию драматургии нового хореографического спектакля на принципе взаимодействия спортивного танца с другими видами хореографического искусства, упор делался на максимальном использовании хореографического языка в раскрытии образа Кармен и в создании эстетического контекста. В работе раскрыт потенциал спортивной хореографии для реализации новых идей и ее развития в дальнейшем как нового вида искусства. В процессе хореографической работы над спектаклем учитывался предыдущий опыт постановки Кармен в балете, применялся принцип взаимодействия различных видов хореографических искусств, осуществлена специальная подготовка главных исполнителей. Уникальный опыт постановки хореографического спектакля Кармен средствами спортивного танца дает новый импульс для развития оригинальных концепции этого художественного направления. Рекомендации. Продолжить исследования, направленные на всестороннее изучение спортивного танца как нового вида искусства эстетического восприятия, использовать материалы научно-художественного проекта и выводы исследования будущих труда, посвященных актуальности, развитию и поднятию данного вида спорта на новый уровень. Исходя из результатов данной работы, использует новые возможности в направлении в развитии спортивного танца для последующих постановок, основанных на классических сюжетах мировой литературы. Реализовать потенциал новых идей для дальнейшего развития спортивного танца как нового вида искусства, театрализованное представление для мирового обозрения. Данная работа может быть использована как практическое руководство для педагогов, работающих в спортивных клубах, в школах, с хореографическим уклоном, для последующих постановок и реализации их конкурсных программ и в различных выступлениях на сцене. Продолжать продвигать спортивный танец как новый вид сценического искусства. Спасибо за внимание. Мутумес Вентру Атенти. Мутумим. Партия практика. Обманка практика. Mm-hmm.
când vă gândiți la o întrebare, o repede. De ce e așa de cuminte, Carmen? Prin mișcări, prin elemente, nu, dar prin starea în care ea se găsește, mi-a părut că te gândiți cu mine. Aș putea cu mine. Prieta, Pierica, dacă nu mi-a făcut să facă mine. Lasă răspund. Lăsați să răspund. Trebuie să răspundeți. Merci или понятно? Простите, пожалуйста, я хотела поставить просто первый состав. Не надо. И она не такая скромная. Совсем, совсем не скромная. Я спросила, почему у вас такая, скромная, ее температура. Да, но скромная не совсем. Спокойная. Ну, она не может. Да, почему она такая... Кармен, да. По движениям нет. По технике, по движениям, по постановке, по элементам нет. А... Я просто объясню, что, во-первых, конечно, это для молодежи, и с молодежью это была проделана работа. Это во-первых. Во-вторых, я Кармен вижу не настолько роковой женщиной, как бы в моем спектакле. А просто, вы знаете, проблема молодежи сейчас на данный в моменте. Бывает так, что женщина перестала быть женщиной, нежным созданием, цветком. Как я вот показала тоже портрет, здесь нет той роковой женщины. Я понимаю, что роковая женщина — это немножко другого плана. Но моя Кармен немного отличается от той Кармен, которая вот именно на самом деле, как у Проспера, например, моя роковая женщина. Вот как у Бизе, Бизе тоже ее благородила. У меня тоже она такая же, благородного происхождение мягкое, воздушное, нежное. Да, у нее есть характер, да, она может, извините, где-то повести себя другим образом, выразить свои эмоции через яркость какую-то, но она все равно остается девушкой, женщиной. Другой. Я показала другую карту. Какое время происходит действие в вашем Испании? Какое время? 2 века назад? Нет? Сейчас... Вневременное. Оно вневременное. Это невременное. Просто я взяла именно эту тему, потому что на современном этапе молодежь стала совсем другой. Более, может быть, по моему мнению, отличающая вообще от женщины, от девушки. Но это так мое мнение, как бы я так считаю. Поэтому я хотела создать именно вот эту Кармен. И когда дом Евгений Горнец говорил, ты же не хотела убивать Кармен. Вот, как бы. Я хотела бы... У меня был другой немножко финал этого спектакля, но уже, к сожалению, просто так получилось, что все-таки пришлось. Мне кажется, важно понять, это происходит сейчас. Это сегодняшняя Кармен, это сегодняшний Хосе, потому что это уже связано и с костюмами. На мой взгляд, у Хосе тяжеловесный костюм. Потому что сегодня костюм, он может быть стилизованный, и что-то менее так тяжелое на нем, потому что этот пиджак как будто хотелось немножко воссоздать ту все-таки эпоху. Это очень важно понять. Да. Это происходит тогда или происходит сейчас. Не временное. Это мое видение. Но сейчас вы все так не оденете. Ну, понятное дело. Так можно посмотреть, да, домосил, извините, там у нее роза на столе. Да, на посетительный сериал. Я просто решила остаться немножко в этой эпохе, но показать немного другую карьеру. Монсумес, ворогасе, адресат интербэй. Ответила парта теоретика, на компонента теоретика, это свеча карта. Ворог, начал aspectii care sau nu știu cum să spun. Eu vreau numai o concretizare. Da, doamna Eleonora, pe parcursul studiilor, atât de master cât și de doctorat, a elaborat multe lucrări științifice
care i-a fost ca un suport în crearea acestui spectacol, care a documentat-o foarte bine și la nivel de manifestări științifice, nu numai naționale, dar și internaționale. Așa că tot materialul acumulat pe parcursul acestei activități i-a ajutat foarte mult în realizarea acestui spectacol. Și viziunea, interpretarea acestei novele, vine anume în baza acestor cercetări, dorind să aibă o Carmen deosebită, o Carmen care întruchipează realitatea de astăzi. Realitatea care, prin comportamentele diferite, foarte diferite în societatea noastră, care necesită multă și multă cultură încă, dar în cazul acestui spectacol este evidențiată, sunt evidențiată mai bine, sunt niște caractere, chiar prin acele costume care parcă duc la gândul că a fost cândva, dar ele sunt pare zicul noastră. Prin același hadroc, greutatea care a costumului, nu spuneți, acolo e foarte grea. Și iată, această ducere poate asta și o găselniță, că acest greu al hainei lui Jose, asta și este acel greu care el îl poartă. Și asta e foarte benefic pentru viziunea ta realizată în spectacolul acesta. Iată, eu vreau să zic că activitatea Doamnei și în plan teoretic și această expunere în aspect aplicativ este de actualitate, de actualitate mare și anume pentru zilele noastre. Da, e pentru toate timpurile au fost, fiindcă Carmen însăși este un material foarte favorabil pentru toate timpurile. Dar a găsit ceva deosebit. Mulțumesc. Întrebări, vă rog. Eu mă uit aici, că aici se cere să-i punem întrebări. Eu am întrebare. Da, vă rog. Domnul Șchiopu, profesor universitar, doctor capitat. Eu, ca să explic prezența mea aici, eu am fost dansator profesionist, sunt băiaș la Ungheri și predat Dumnezeu Sperte și chiar nu mă interesează tezele de șamșul colectiv acum de dans popular și mă interesează problema și legate de coreografie. Întrebarea mea este următoare legată de scenariu. Ca să înțelegeți, vă dau un exemplu. Loteanu a pornit la o povestire, dramă, o dramă la vânătoare și a făcut un film, Alaska lui Neșnizbe. A făcut cum a crezut el. Aceea a fost punct de pornire. Dumneavoastră ați vorbit că ați creat un scenariu și acum ați zis la sfârșit că ați vrut să o ucideți, dar să nu o ucideți, dar ați ucis-o. Spuneți-mi, vă rog, cum considerați dumneavoastră, când pornești la operă literară, trebuie să mergi mot-a-mo din capăt până în capăt, de la expozițiuni și până la deznodământ, sau este libertatea artistului care creează sau construiește cu totul altă poveste, sau pornind de la tipul de personaj, creează o poveste care este a lui, a dumneavoastră? De ce se merge de fiecare dată pe povestea din novelă, pe povestea din roman și se creează nu știu ce? Mie nu mi-este interesant în acest caz. Nu știu ce ați făcut dumneavoastră când am văzut. De aceea și vă întreb, ați mers pe povestea lui Prosper Merime sau ați mai introdus episoade, ați mai scos episoade, ați mai făcut mult? Asta e întrebarea. Deci, când ai gătuvelă de disertație, deci, естественно, я опиралась на три больших великих Проспер Мериме. Первая, да, Кармен, потом Бизе, опера Бизе Кармен и Кармен Сюрикта Радиоши. Естественно, вот эти три основы, которые, в принципе, знают все в мире. Это первое. Значит, естественно, хотела, я не могу повторить таких великих мастеров, но так как я преподаю спортивные танцы, и знаю, что мой спортивный танец уже поднялся на такой уровень, что он может привлекать уже сюжетные темы и исполнять. Поэтому тема главная была на этой основе, базы,
построить драматургию, не драматургию, а скорее всего и драматургию, и сценарий, но связанный с спортивными танцами. Еще раз говорю, было очень сложно. Я не меняла музыку, не меняла музыкальный ни материал, ничего. Я, конечно, соединяла, я старалась соединить именно, что именно где ария Кармен Хабанера, она там. То есть были сложности, потому что музыка, естественно, Жорж Пизе и Родион Щедрин не писал для спортивных танцев. И это самое главное мне было показать, что именно даже под музыку, сложную музыку, великолепную музыку шедевра, можно спортивными танцами показать сюжет Кармен. Потому что у меня написано на основе сюжета. В принципе, я сюжет не меняла. Я оставила сюжет такой же, просто была задача... Обригат музыка. Обригат музыка, любите, сау, причина, сау, ша, адис конвинчере, крашай мими. Вас обязала музыка, или ваше убеждение, что так хорошо, что так лучше? Нет, я просто поняла, что такую музыку нельзя менять. А музыку нельзя менять. Да. На основе музыки можно включить другую сцену, другой этап. У меня был план сначала немножко музыку поменять. То есть поставить именно рит-ча-ча-ча или самбы. Я музыку не меняла, а именно постаралась показать, что именно средства спортивными танцами, выделяя каждый кусок музыкальный, прослушаю его, внимательно как бы просчитывая, я старалась именно под эту музыку, средства спортивные танцы, основными движениями и спортивно-американскими. В этом заключалась сложность, но я думаю, что я справилась. Да. Что... Почему вы ее не убили? Вы хотели убить ее? Потому что у меня был немножко другой конец, в том плане, что она все-таки остается жива. И почему вы ее не оставили живой? Потому что была пандемия. Может быть, потому что я думаю, что мой спортивный
естественный танец, который преподает, он уже вырос из малого ребенка, он становится взрослым. И вот именно средствами, элементами спортивного танца можно показать любой спектакль, даже щелкунчик. Если получится, я не могу утверждать. Я почему спросила, потому что мы когда в теоретической работе говорим о новом виде искусства, естественно, эту теорию немножечко надо раскрыть. Так есть. И я спрашиваю этот раз. Поэтому для меня, если мы говорим, да, новый вид искусства, и дальше хотелось бы уже с точки зрения теории, чтобы продокументироваться на основании высказывания теоретиков этой профессии, что они думают об этом новом виде искусства. Если это ваше новшество, да, абсолютное новшество, тогда это должно было быть как-то выделено и представлено в конце, и это было бы было бы здорово, понимаете? То есть этот новый вид искусства, он возник, не возник, вы его предлагаете как новый вид искусства и так далее. Вот этого мне не хватало. Но я еще выскажусь, но мне этого не хватало. Vă rog să vedem dacă nu mai sunt întrebări, atunci vom proceda și vom parcurge itinerarul nostru mai departe. Rog secretarul științii să aducă la cunoștință obiecțiile și sugestiile care au fost expuse la presusținere și care dintre ele deci, au avut, s-au produs schimbări după. Avem așa informații. La observațiile și comandările de la presupunerea tezei de doctorat, crearea spectacolului coreografic Carmen, membrii limbajului dansului sportiv, ca care toate observațiile și recomandările au fost întâlnite. O să puteți să ceva de care sunt așa mai relevante. Au fost de mine. Sau poate să le citesc pe toate? Nu. Cele mai importante, așa. Da, doamna comentar, nu asupra rectificării materialului teoretic, asta e în toate tezele, e expus. Al tezei a fost îndeplinit, dar în câteva observații, cu referire la unele aspecte de redactare. Da, au fost îndeplinite toate observațiile doamnei comentante, s-au fost vreo trei aici, și au fost efectuate și îndeplinite și corectate. Doamna Melnic a recomandat doctorandă să pregătească teza din punct de vedere al tehnoredactării, la fel, să pregătească teza din punct de vedere al tehnoredactării. Eu propus de denumire. Da, nu este. Modificare. Aici se propune că pretendentul, adică autorul, răspunde la întrebări ce a făcut la observație. Da. Deci ce a făcut la observațiile care au fost înaintate la presusținere. Перевожу. Предполагается, что во время предварительного предзащита были высказаны замечания, и вам предлагается сказать, как были выполнены эти замечания в варианте докторской работы, которую вы представили. Все, что как бы на предзащите мне сказали, я, естественно, все исправила. То есть были небольшие проблемы, но я незначительные. Тут незначительные проблемы. Да, незначительные проблемы, в принципе, все в диссертации я исправила. Что у нее в руках нет. Мунсумес. Это вы не можете. Propun să fie aduse la cunoștința noastră avizele referențelor oficiali
Oroc? Nu, de ce? La rezumat. La rezumat. Și după. Da, am... Da, vă rog. Da. Am trei avize la rezumatul tezii de doctorat a doamnei Varnacova. Primul de la doamna Svetlana Digol, psiholog maestru în artă. Referința la rezumatul de la doamna Șefciuc Maia, doctor în științe pedagogice de la Universitatea de Stat. Și un aviz de la Miroslava Lucianchikova, научный сотрудник доктор филологических психологии. M-am uitat în toate, sunt numai obiecții pozitive și fără de recomandări. Adică fără obiecții? Fără obiecții. Da. Trecem mai departe. Deci aprecieri pozitive. Nu mai aprecieri pozitive, asta am spus. Da, bine, mulțumesc. Da, propun doctor Irina Caterev să își expună părerea prin avizul pe care l-a pregătit. Referent oficial. Da. Primi recenzii de la limba rusă din cauza doctora scrisă Recenzia официального референта Ирины Аркадьевны на диссертацию Леоноры Варнаковой «Создание хореографического спектакля «Кармен» средствами спортивного танца». Представленную на соискании ученой степени доктора искусства специальной 64-й театральное хореографическое искусство профессиональной доктора. Диссертация Леоноры Варнаковой «Создание хореографического спектакля «Кармен» средствами спортивного танца» представляет собой серьезное исследование, необходимость и актуальность которого не вызывает сомнений. На протяжении последних 18 лет исследования в различных направлениях искусствоведения Республики Молдова развивались неравномерно. Статистический анализ проблем на базе данных сайта ЧНИА-МТ позволяет констатировать тот факт, что с 2004 года по 2022 год было написано и защищено 46 диссертаций в области музыкального искусства, 5 в области театрального искусства и ни одной в области хореографического искусства. На этом фоне появление диссертационного исследования Леоноры Варнаковой воспринимается как необходимая и позитивная тенденция, заполняющие недостающие зоны исследования в отечественном хореографическом искусстве. Это первое в Молдове художественное обоснование и постановка хореографического спектакля «Кармен» средствами спортивного танца. Новизна и художественная оригинальность данного исследования очевидна. Впервые был поставлен не только хореографический спектакль на основе сюжета «Кармен» средствами спортивного танца, представляющий художественную сцену, разработан концерт, драматургия, сценарий, но и сама хореографическая постановка «Кармен» средств танца впервые стала объектом специального исследования. Были выявлены тенденции художественной репутации «Кармен» хореографической постановки, соотношение специфики образа «Кармен» и языка спортивного танца. В связи с этим видится теоретическая, художественная и практическая значимость вышеуказанной работы, в результате которой молдавское хореографическое искусство обретает теоретическую основу, художественное обоснование хореографического спектакля «Кармен» на основе танца, систему принципов для практической постановки данного спектакля, а также возможность показа данного хореографического спектакля в разных зрительских аудиториях, открывая новые возможности и направления в развитии современного спортивного танца, в том числе в рамках установок по классическому. Структура диссертации логична, последовательна, четко и убедительная аргументация. Теоретическую основу диссертации Леоноры Варнаковой составляет внушительное количество источников в области хореографического и танцевального и театрального искусства на русском и румынском языках, 166 наименований. На большую часть из них автор ссылается в своей работе. Следует отметить основательный подход к анализу образа Кармен в различных литературе, живописи, но опере.
его широту взгляда и содержательность. Исследуя эволюцию интерпретации данного образа в искусстве и проводя параллели между литературным персонажем одноименной новеллы Карме и соответствующим женским образом в опере Жоржа и балетных спектаклях, Элеонора Варнакова отмечает разнообразие интерпретации этого образа, который превратился во временную модель, в символ, имеющий способность по внешним изменениям и одновременно сохраняющий цельность и смысловое значение. Цитата из докторской работы Элеоноры Варнаковой, страница 15. Ценным представляется раскрытие специфики образа Кармен в хореографических постановках от классических до постмодернизма на примере балетов ведущих мировых балетмейстеров прошлого и современности, таких как Эсмеральда Джулия Перо, это 1846 год, Кармен и Теодор Мариуса Петипа, 1845 год, Кармен Свита Альберто Алонсо, это 1867 год, Кармен Ролана Петти, 1949 год, Кармен Фламенко Рафаэля Агидара, 2002 год, Кармен Точка ТТ, 2006 год, Раду Агидару и другие. Автор отмечает отличительные особенности сюжета в изменении места действия, в финальных сценах, в переносе акцента ролевой значимости персонажа и так далее. Особый интерес в данном контексте вызывает краткий обзор оперно-балетных спектаклей на сцене Молдавского национального театра оперы и балета. Выявляя новые возможности реализации постановки Кармен в современной хореографии, Элеонора Варнакова четко определяет спортивного танца, вертикальные и горизонтальные элементы структуры хореографической танцы, систему принципов, лежащих в основе разработки спектакля и этапа работы. Автором был осуществлен подбор музыкальной основы будущего спектакля, разработаны либретто, сценарий, монтажный план, костюмы, осуществлена постановка хореографического спектакля. Это позволило выявить возможность спортивного танца и его особенность передать свойственный звон поразительности сюжетной хореографии. Структурированные выводы в конце каждой главы, выводы и рекомендации в конце работы придают законченность и цельность данному исследованию. В разделе «Общие выводы и рекомендации» автор формулирует одну из рекомендаций, именно пункт 1. Продолжить исследования, направленные на всестороннее изучение спортивного танца как нового вида искусства эстетического восприятия. Страница 67. В связи с этим возникает вопрос, был ли в молдавском хореографическом искусстве опыт такого рода, то есть хореографический спектакль, выраженный из спортивного танца в сюжетной хореографии. Суммируя изложенное, отметим, что исследование Элеоноры Варнаковой представляет собой законченную работу, соответствует предъявляемым требованиям, имеет теоретическую и практическую ценность и вносит определенный вклад в развитие хореографического искусства Молдовы. А его автор заслуживает присвоения ученого звания по специальности 654-1 театральная хореография. Observațiile memorizat și veți avea răspunsul după celelalte două. Doamna Ana Hilaș, recenzent oficial, doctor, conferențiar, universitar. Doctoranda Eleonora Varnacova abordează o temă ce se referă la istoria literaturii și a teatrului, dramatic, poet, dar și la alte arte, cinematografia, arte plastice, prin intenția de a demonstra că o valoare artistică se perpetuează în forme specifice în funcție de contextul social, estetic, de paradigmele culturale ale timpului. O asemenea lucrare artistică este novela Carmen, a dramaturgului și prozatorului francez Prosper Mermier, dar cunoscută și recunoscută mai mult datorită teatrului muzical. Astfel, autoarea tezei de doctorat și-a propus crearea unui spectacol coreografic Carmen cu mijloacele artistice specifice dansului sportiv. În introducere este stipulată această problemă ca fiind una principală, cu obiective clar expuse în cercetarea realizată,
fiind totodată argumentată structurarea lucrării și noutatea ei prin dezvoltarea coreografiei sportive. Teza este structurată conform cerințelor în vigoare, lucrarea conține 68 de pagini textul tezei, bibliografie 12 pagini, 166 titluri, 2 tabele, 4 anexe, a fost prezentată imaginea video spectacolului, 31,43 minute, deci pe care l-am vizionat. Titlurile capitolelor și ale subcapitolelor relevă aspectele principale ale temei investigate, fiecare capitol se încheie cu concluzii, în principiu la temă, în adnotare este expusă succint, clar, esența cercetării realizate. În capitolul 1, evoluția interpretării novelei Carmen de Prosper Mérimée în diferite genuri ale artei scenice și în alte arte, este realizată o retrospectivă a prezenței acestei lucrări pe scenele teatrelor din lume. Autorii tezei evidențiază că vozatorul și dramaturgul Prosper Mérimée a contribuit prin această lucrare la dezvoltarea artei teatrale la nivel de structură, de spațiu-timp al acțiunii dramatice, psihologism și diversificare a tipologiei personajului, în special prin trăsăturile de caracter și altele, în comparație cu clasicismul, ceea ce e evidențiat la acea perioadă. Evoluția scenică în timp a lui Carmen și modul de realizare artistică a spectacolelor muzicale, în special a personajului central, a modul de realizare a lui artistică, sunt argumentate prin trimitere la surse bibliografice semnate de diferiți specialiști în arta teatrală, muzicală, literară, coreografică, doctoranda accentuând aspecte ce vor fi preluate în propria creație. În ce privește secolul al XXI-lea, autoarea tezii analizează îmbinarea tradiției cu caracterul modern și postmodern, se poate spune realizată în spectacole de balet de artiștii Radu Poclitar în 2006, Eva Indecurat, și Dada Masilo în 2010. Sunt prezentate de asemenea și date din istoria montării acestei lucrări la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău, începând cu anul 1961 până în prezent. Prezența motivelor din Carmen sunt relevate și în alte arte. Concluziile la capitol generalizează specificitatea montării acestei lucrări în diferite perioade istorice, cu accente pe elemente de noutate de fiecare dată. În capitolul 2, noi posibilități de montare a lucrării Carmen în coreografia contemporană, autoarea tezii descrie bazele dramaturgice ale spectacolului coreografic Carmen în forma dansului sportiv, accentuând totodată rolul viziunii artistice a dramaturgului, a coreografului, a compozitorului, a scenaristului. Explicațiile teoretice asupra structurii acestei forme coreografice, aspectele metodologice în crearea spectacolului coreografic pe baza dansului sportiv, construirea, crearea structurii subiectului de către autoare, selectarea bazei muzicale și conceptualizarea conținutului coreografic al spectacolului Carmen denotă o cunoaștere bună a materiei teoretice de către doctorandă. Specificul dansului sportiv, particularitățile lui în posibilitatea transmiterii, exprimării stărilor personajelor, a dispoziției psihologice și altele, sunt relevate prin rolul artei actoricești, în special prin plastica mâinilor, prin mișcările picioarelor, prin pantomimă, prin costumul de dans, toate unind arta cu sportul. Aceste și alte aspecte sunt descrise de doctorandă pentru explicarea evoluției subiectului al scenariului propriu, descris detaliat în subcapitolul 2.2. Elementele subiectului descrise detaliat în tabelul 2.1 demonstrează viziunea artistică a doctorandei asupra acestei lucrări, iar etapele de lucru în crearea scenariului și în realizarea propriu-zis a spectacolului sunt explicate prin descrierea celor 4 etape de lucru asupra spectacolului. În acest context, tabelul 2.2 reflectă mai bine modul de gândire, conceptul artistic al autoarei scenariului. La vizionarea spectacolului se poate constata contextul istoric al desfășurării acțiunii dramatice la început, când ne aduce din timpurile de atunci când a fost scrisă, realizat prin scenă de fundal, cu o nouă dimineață, o trecere de la umbră la lumina zilei, la corpul orașului, cu dangăte de clopot, care este un leitmotiv în acest discurs coreografic. Diversificarea muzicii și specificul dansului, spațiul orașului și al tavernei, perioada ale zilei, fundalul ce se schimbă în fiecare scenă, toate aceste elemente ale teatralității contribuie la realizarea unor scene mizanscene cu anumite semnificații. Concluziile la capitolul 2 evidențiază elementele principale ale conținutului, de asemenea și concluziile generale ale tezii conțin esența lucrării de doctorat profesional, iar recomandările pot contribui la dezvoltarea în continuare a acestui tip de spectacol coreografic.
Conținutul lucrării corespunde cu tema abordată și cu articole publicate de doctorande. Rezumatul tezei de doctorat este structurat și redactat conform cerințelor în vigoare. Unele observații privind redactarea textului, în primul capitol în special, sunt aliniate doar dintr-o frază sau două, pagina 18, 20, 23, 25 și altele, și o revenire la scrierea corectă, la bibliografia unor lucrări, de acum știți care este concepția sau condițiile. În concluzie, constatăm că teza de doctorat a Eleonorii Varnacova, Crearea spectacolului coreografic Carmen, intermediul limbajului dansului sportiv, este realizată la un bun nivel științific și practic aplicativ și considerăm că autoarea merită să îi se acorde titlul de doctor în arte la specialitatea 654-1, artă teatrală, coreografică, doctorat profesional. Mulțumesc, doamna conferință, și ultima recenzie oficială, Violeta Tipa, doctor conferințiar universitar. Deci, referat de analiză a tezei de doctorat, tema Crearea spectacolului coreografic și mediul limbajului dansului sportiv. În istoria literaturii universale, novela Carmen de Prosper Mérimée devine populară grație contribuției operei lui George Bizet, Carmen, operă ce l-a făcut celebru pe cunoscutul compozitor francez al erei romantice. E curios faptul că esteticianul și criticul literar danez George Brandes presupune că scriitorul francez s-ar fi adresat la tematica respectivă după ce a luat cunoștință de poemul romantic Țigani, scris în 1824 de Pușkin, în perioada exilului său în Basarabia. Carmen devine deosebit de populară încât se impune în calitate de izvor de inspirație pentru artiști din cele mai diverse domenii ale artei și literaturii. Argumentele forte în favoarea opțiunii acestui subiect, atât pentru investigații, cât și pentru creația, autoarea le aduce anume din problematica universală, libertate de alegere, rolul femeii în societate, acestei opere. Mulțime de spectacole dramatice, de balet, grafice, montate până în prezent, nu epuizează subiectul, continuând să suscite atenția și să provoace aceste domenii la noi interpretări. În acest context se înscrie și străduința Eleonorei Varnacova de a completa șirul de opere cu o nouă creație artistico-coreografică inspirată din novela Opera Carmen. Înarmată cu un bogat arsenal de imagini ale chipurilor personajului Carmen, montări de spectacole și filme în diverse perioade și arii geografice, doctoranta propune o inedită interpretare a operei prin intermediul limbajului dansului sportiv. Prin teza Crearea spectacolului coreografic Carmen prin intermediul limbajului dansului sportiv, doctoranta Eleonora Varnacova își propune să analizeze diverse formule de prezentare a novelei lui Prosper Mérimée, precum și a operei lui Bizet Carmen în creațiile coreografice și cinematografice, în baza cărora se găsească o formulă originală de interpretare a cunoscutului subiect prin mijloacele și limbajul dansului sportiv. La baza cercetărilor sale, doctoranta apelează la o bază teoretico-științifică impunătoare ce ține de domeniul artei teatrale și, în mod special, a coreografiei. La lucrările teoretice ale coreografilor Victor Vanslov, Vadim Gaievski, Vera Krasovskaya și alții lucrări de care s-a ghidat autoarea pe parcursul investigațiilor. Altă categorie de surse se referă în mod direct la interpretarea operei Carmen în diverse arte, teatru, film, arte plastic. Spre regret, fără acoperire, rămâne spațiul românesc prezent doar prin câteva. Pentru analizele comparative, autoarea vizionează o serie de spectacole, filme, consultă poezii și alte materiale dedicate novelei operei Carmen. Problema științifică și artistică formulată de doctorantă, ține de montarea spectacolului coreografic prin intermediul dansului sportiv. Pentru prima dată în teatrologia națională se montează opera Carmen prin intermediul limbajului dansului sportiv. Astfel, teza poate fi considerată o lucrare de preferat în domeniul coreografiei autohtone.
impresie de doctorantă s-au sondat cu întocmirea unor mine baze de date, precum ar fi spectacologie, femologie, cu referire la cele mai semnificative lucrări inspirate de novela lui Prosper Mereme și opera lui Tîrțău. Anexele cu listele de spectacole, balete, filme, picturi, sculpturi, poezii prezentate într-o ordine cronologică argumentează semnificația în plan universal a operei mele. Analiza textului, novelei, spectacolelor, filmelor, pânzelor, sculpturilor a ajutat autoarea în identificarea unui concept de dramatizare a operei Carmen, la scrierea unui scenariu și montarea spectacolului coreografic, utilizând elemente din dansul clasic, dansul modern și, în mod special, ale dansului sportiv. Autoarea reușește să creeze un model de transformare a textului literar, operei, într-un spectacol coreografic cu mijloacele dansului sportiv. Noutatea și originalitatea lucrării propuse de doctorantă este anume acest spectacol. Referindu-ne la valoarea aplicativă a tezei, în primul rând menționăm acel model de scenariu regizoral coreografic conceput de autoare, ce ar putea fi preluat pentru montări ulterioare a unor creații literare sau model de transformare a creației literare într-un limbaj coreografic cu combinarea elementelor împrumutate din dansul clasic, dansul modern, dansul sportiv. Mine bazele de date create vor veni în ajutorul studenților, masteranților, doctoranților pentru viitoarele cercetări. Ori, realizând un doctorat profesional, doctoranta pune accentul pe creație, elaborând scenariu și montând spectacole coreografice prin mijloacele dansului sportiv. E o primă încercare republică de a crea un spectacol coreografic pe acest format, descriind toate etapele, de la cele de pregătire până la punerea în scenă, care ar fi deschidere pentru ulterioarele montări coreografice. Doctoranta, urmărind evoluția ecranizărilor, interpretărilor a novelei operei Carmen în diverse arte, genuri ale artelor, utilizează pe larg metoda istorică, analitică, comparativ-analitică. Scopul cercetării este formulat logic și conține perspectivele semnificative de ordin creativ și științific ale tezei. Obiectivele cercetării structurează la modul integral lucrare, evidențind esența teoretică și practică a fiecărei etape de activitate în cadrul elaborării lucrării. Obiectivul 4, ca rezultat final, coincide cu scopul studiului. Teza doamnei Eleonora Varnacova are o structură logică și conține următoarele compartimente: introducerea, două capitole, fiecare având câte trei subcapitole, concluzii generale și recomandări. Textul tezei este completat cu două tabele și patru anexe. Autoarea deține un bogat limbaj lingvistic, cunoaște bine terminologia specifică domeniului și o utilizează corect. În capitolul 1, evoluția interpretării novelei Carmen de Prosper Mereme, coreografie și diverse genuri de artă, se face o incursiune în istoria apariției novelei Carmen de Prosper Mereme și a operei lui George Bizet Carmen, care vor deveni ulterior izvor de inspirație de cine la rând pentru artiști de diverse arte. În paragraful 1-2, autoarea se referă în mod special la particularitățile imaginei eroinei lui Prosper Mereme, reflectat în coreografia secolului 21. Sunt analizate cele mai semnificative modele, precum cele ale lui Radu Popularu și Radu Masilu. Tot aici este abordat subiectul novelei Carmen în modelele autohtone din cadrul teatrului și balet, care mi s-au părut mai modeste. În ultimul paragraf al capitolului 1, povestea vieții și morții Carmen Sitei este urmărită în diverse opere de artă, începând cu lirica universală, garsilor, cu accent pe cea a poeților ruși de perioada de artă. Un univers deosebit prezintă și ecranizările, adaptările novele în cinematografia universală, începând cu peliculele din perioada filmului mut și terminând cu turnarea operelor de. În acest context vom aminti că și soprana noastră, Maria Cibotar, s-a probat în acest rol, în rolul Carmen, pentru filmul Habanera, dar nu s-a realizat acest rol a ei, poate că în 48, la Hollywood a fost realizat un film în baza operei Carmen.
și maestrii ai penelului au imortalizat în grafică pictură, desen, chipul femeii fatale, dornică de libertate, dar și al actrițelor care l-au interpretat în diverse perioade. Discursul acestui capitol este structurat atât din perspectivă cronologică, cât și acele valorice. Capitolul 2 al tezei, noi posibilități de realizare a baletului Carmen în coreografia modernă, se axează pe creația artistică a doctorantei, cu descrierea și analiza tuturor etapelor de lucru asupra spectacolului Carmen. Autoarea concepe dramaturgia spectacolului din perspectiva a două componente, verticală, ce include literatura, muzică și coreografie, și orizontală, cu cele 5 etape ale creării, analizându-le fiecare în parte și punându-le în concordanță cu pregătirea și elaborarea respectivă. Doctoranda expune planul scenariu coreografic bazat pe novela lui Prosper Mereu și opera lui Vizien, tabelul 2.1, delimitând două componente, structura dramatică și conținutul scenelor. Ar fi fost interesant să mai existe un compartiment referitor la elementele eterogene din arta coreografică. Ultimul paragraf al capitolului este descris întreg procesul de montare al spectacolului coreografic, trecând pas cu pas prin cele 4 etape. Menționăm de asemenea că teza este scrisă îngrijit într-un limbaj clar, cu exprimare adecvată și curentă. Materialul pus în discuție este argumentat și ilustrat prin prezența celor două tabele din text, precum și a celor 4 exemple. Teza este fundamentată pe un aparat bibliografic impunător, în număr de 166 titluri de monografii, cărți, culegeri de texte, articole, ce acoperă câteva domenii, teoria teatrului și a coreografiei, estetică, literatură. În bibliografie predomină publicațiile autorilor ruși, limba rusă realizată în teză, lipsesc surse în limba română, în afară de cele ale autoarei. Cea mai mare parte a informației este de ultimă oră, fiind accesată din bazele de date virtuale. Doctoranta cunoaște domeniul, este la curent cu spectacolele, filmele montate, viziunile regizorilor, coreografilor asupra chipului Carmen în diverse genuri ale altor. Toate sursele citate se regăsesc în bibliografia tezei, iar descrierea lor grafică este realizată în conformitate cu normele virtuale. Concluziile generale, precum și cele ale fiecărui capitol în parte, pun în valoare rezultatele cercetărilor ce țin de valorificarea și promovarea interpretărilor novelei operei Carmen prin cele mai diverse arte, cât și posibilitatea redării subiectului prin limbajul dansului sportiv. Formularea concluziilor pun în valoare prea modest aportul personal al autoarei, care este reprezentativ pentru această teză. În final, doctoranta vine și cu o serie de recomandări în vederea continuării studierii dansului sportiv și a limbajului acestuia. Lucrarea ar putea fi utilizată în calitate de ghid practico-metodic în școlile sportive, cluburi, din perspectiva montării spectacolelor coreografice. Sperăm că rezultatele investigațiilor, la fel ca și propunerile înaintate, vor deveni un suport practic pentru montarea noilor spectacole coreografice, precum vor încuraja tinerii la noi de limbajul. În rezultatul analizei tezei de doctor și respectiva rezumatului, consider că el corespunde în tocmai conținutului tezei și reflectă integral structura, discursul științific și conceptele de bază ale teoriei. Publicațiile autoare la tema tezei număr de 8, la care se adaugă și comunicările la forurile științifice internaționale, se încadrează perfect în tematica cercetărilor. Înregistrarea video spectacolului coreografic Carmen se regăsește. În final, la obiecțiile efectuate pe parcurs, aș dori să titrez și unele sugestii. Ar fi de dorit o abordare mai amplă a creațiilor inspirate de novela Carmen din arta națională, spre exemplu, spectacolul teatrului satiric Satiricus Carmen, montat în 2001, coreografia lui Victor Tarmoșa, apoi reluat Carmen 2 în 2012, cu o nouă componență și montat într-o formulă originală a teatrului mișcării, cu elemente de balet și dans ritmic, care prezenta... Nu zic că lucrul ăla, nu. Perioada ce e. La fel, ar fi binevenit de indicat care
va fi soarta spectacolului Carmen în afară de varianta română a referatului ar trebui parcursă, au rămas unele îmbinări greșite, precum ar fi imaginea lui Carmen, deci numele lui Vize și într-un caz este Gălții. La pagina 8, numele lui Radu Poclitaru este scris cu KR la 18-19. Deci și chestii care sunt foarte ușor de rectificat. Analizând teza de doctorat Crearea spectacolului coreografic Carmen prin intermediul limbajului dansului sportiv, elaborată de Eleonora Varnacova la specialitatea 654.0 Harta teatrală coreografică, consider că este o lucrare de doctorat profesionist reușită. Obiecțiile aduse pe parcurs nu minimalizează calitatea întregii lucrări și propun ca rezultatul susținerii publicii a îi se acorda autoare titlul de... Mulțumesc! Da, astfel am auzit trei avize și o rugăm pe Eleonora Varnacova să ne ofere niște răspunsuri sau explicații la observațiile sau sugestii. Ну, в первую очередь, хочу, конечно, поблагодарить всех за участие в помощь в написании, в защите докторской диссертации, за подсказывание, замечания, советы, предложения и положительные отзывы о моей работе. Благодарю госпожу Катерину за предложение продолжить исследование направления всестороннего изучения спортивного танца как нового вида искусств эстетического восприятия. Как новое направление способно передать сюжетную хореографию на высоком художественном уровне. На ваш вопрос, есть ли такие постановки? Вы задали вопрос, да? Есть ли такие постановки у нас в Молдавии? Я отвечу, нет. Это первая работа в Молдавии. И я, как бы, конечно, боюсь сказать, я так думаю, что первая работа в мире. Потому что когда я работала... Но именно с детскими спортивными танцами. Спортивными танцами. Хорошо. Смотрю, обязательно я к этому. Ну, я уже отвечала, что есть малые формы постановки на сюжетную тему, которые длится от 1,5-4 минут. Вот. Ну, буду тогда спром. Впервые в Молдавии тоже поставлен такой спектакль. Благодарю госпожу Верету Типу за уточнение о датском литературоведе Георгии Брандес, который предложил, что Проспер Мариме обратился к данной теме после знакомства с вами цитанием 1824 году. Также благодарю вас за поддержку и положительный отзыв о проделанной работе. Вот. Дальше хочу ответить предложить относительно широкого подхода к творению национальной искусства. Спектакль театра «Сатирикус Кармен» в хореографии Виктора Тамаша в 2001 году, затем возобновленная «Кармен номер 2» в 2012 году в новой композиции, к сожалению, мало освещено в интернете. Я и смотрела, я искала, рассматривала, но, к сожалению, может быть, было мало времени, я не нашла, но все равно благодарю за предоставленную информацию, обязательно вернусь к этому. К сожалению, иногда интернет-ресурсы мало освещены, поэтому не все можно найти. Я думаю, вы успеете, потому что спектакли еще, они периодически не будут. Ну, если будет, конечно, шаровые версии. Так. Там и Виктор, Виктор. Это первый, нет, он 2003. Да. Дальше. Информация о Марии Чеботаре тоже рассмотрела, искала. Но я нашла у Сергея Филипецкого его статья, напечатанная в 2021 году, где он посвящает нашу знаменитую соотечественницу, великой Марии Чеботарь, сведениям об исполнении партии Микаэла, я нашла. Это 7 ноября 1932 году в Дрезде. И партия Кармен 31 декабря 1937 года, исполненная в Берлине. Смотрела источники, но тоже говорю, может быть, было мало времени, к этому можно еще как бы вернуться и просмотреть. Дальше все вот эти замечания на
переводе, где там перепутали буквы. Я считаю, что это может быть чисто человеческие, когда переводили, да, ошибки, и поэтому фамилия Паплетару и Бизе, Жоржа Бизе перепутали буквы. Мы все это исправим на странице. Поэтому все ваши замечания, огромное спасибо. Совет я постараюсь выполнить. Сейчас, я сейчас дойду. Благодарю госпожу Анну Гилаш также за положительный отзыв о моей практической теоретической работе. Все замечания я уж учту и исправлю. Вот, за советы, рекомендации, за помощь. Вот, огромное спасибо. Стараемся все исправить как можно лучше, лучшим способом. Потому что, извините, все невозможно, нельзя охватить необъятно. Конечно, было проделано и так большая работа, я считаю, потому что действительно, знать все, еще раз говорю, это три основы. Проспер Мериме, Жорж Бизе и Родион Щедрин. То, что я столкнулась, я даже не знала, что есть столько существует очень киноновелл, также столько существует сценических постановок. То есть я для себя тоже открыла этот большой мир, мир новой изобразительной. Изобразительное искусство, литература. Но это естественно, литература и искусство как бы понятно, а вот то, что в кинематографии столько есть фильмов, посвященных или Кармен, или основанных на сюжете, вот это Кармен, то есть даже никто не знал, что Чарли Чаплин тоже снял Кармен, хотя, в принципе, Чарли Чаплин, он больше комик, трагикомедия Кармен. То есть я подчеркнула сама для себя очень много информации, когда работала над образом Кармен. И можно я заключение скажу, что я считаю, что... Мы еще не замечаем. Нет. Не нет, я хотела про спектакль, что все-таки спортивные танцы — это все-таки новый вид сейчас зрелищного искусства для широкой аудитории. Она требует расширения. Скажите, с какого года? Что именно? Бальные танцы. Спортивная хореография вообще основана на бальной хореографии. И только в 1990 году приняли постановление, что перевели из бальной хореографии в спортивную. Потому что у нас сейчас в мире существует две федерации. Первая федерация находится в Германии, и вторая раскололась как бы одна федерация, а вторая в Англии. Англия поддерживает все-таки бальную хореографию. Вы говорите биографию, а я говорю не о биографии, а о теоретическом аспекте этого нового, как вы называете, вида искусства. Были теоретики, которые признали? Так об этом, если мы предполагаем, и мы приходим, так и ной, протезы де доктор, не permitem să spunem că este un nou gen de coreografie și îl numim așa, trebuie numai decât să continuăm acest gând. Deci, depășește. Nu depășește. Nu depășește. Nu depășește. De Eu vreau să propun, fiindcă din nou se propune să discutăm. Probabil să discutăm în vederea avizelor care au fost făcute și răspunsurilor. Dacă sunt doritori... Sunt satisfăcuți recenzenți. Da, și dacă sunt satisfăcuți recenzenții, atunci trecem la etapa următoare și propunem doamnei Zoia Guțu, conducător științific, doctor, profesor universitar, să facă o caracterizare a doctorantei, doamna Zoia, a doctorantei. În calitate de conducător științific a doctorandei Eleonora Varnacova, aș dori să spun eu următoare. Ce se referă la personalitatea Varnacova? Ea, uneori, deja ați menționat că ea activează în cadrul departamentului undeva aproape de 20 de ani. Puțin, cel mai puțin. Și pe parcursul activității, foarte multe
Ea este foarte activă, doamna, și participă la toate evenimentele artistice. Doamna comandant a spus despre partea activităților doamna Varnacova, științifică și teoretică, dar eu menționez anume la partea activitatea ei artistică. La ea este foarte multe montări coreografice care ea prezintă totdeauna pe parcursul concertelor noastre și ele toate sunt în domeniul arte coreografice. Și dacă nu este subiect, oricum este o idee, ba subiect, ele sunt destul de interesante. Și din punctul meu de vedere, spectacolul care deja a prezentat doamna Varnacova, asta e consecutiv, este etapa următoare de creșterea ei profesional, așa spunem eu. Și totuși aș dori de menționat că problema identificată pentru cercetare totuși vine însuși de la doctoranta. Ca și Angela, doamna Varnacova deodată a propus că de mult vrea să realizeze anume subiectul Carmen prin mijloacele dansului sportiv. Doctoranda Eleonora Varnacova, pe parcursul studiilor de doctorat, a manifestat interesul față de subiectul ei de cercetare și cunoașterea problemei. Și, cum am spus, nu numai în plan teoretic, ci și în plan artistic. Fiind și cadrul didactic la departamentul Arta coreografică și performanța modrică. Doctoranda a manifestat un activism necesar pentru a realiza o cercetare, dar și o deschidere spre creșterea științifică și profesională. Și a dat dovadă de perseverență, activism și dorința de a realizare o cercetare de calitate. Cu referire la actualitatea temei de cercetare, doctoranda aduce mai multe argumente în acest sens. Actualitatea temei de cercetare este determinată de tendințe de dezvoltare a dansului sportiv, corelarea acestuia cu alte domenii în arte coreografice, ale arte coreografice moderne, legătura dansului sportiv cu arta coreografică contemporană, gimnastica și capacitatea lui de a reflecta diversitatea lumii înconjurătoare. Actualitatea este determinată și de nivelul insuficient de cercetare a problemei dezvoltării dansului sportiv în contextul evoluției artei coreografice moderne, de necesitatea îmbunătățirii sistemului de pregătire atât a pedagogilor coreografi, cât și interpreților de dans sportiv. Ce referă la aparatul științific categorial al cercetării. În primul rând, vreau să remarc că doctoranda pe parcursul cercetării a păstrat logica cercetării, cadrul analitic, constructiv și artistic. Tot în acest context, doctoranda a formulat și a prezentat aparatul științific. Scopul, obiectivele, metodologie cercetării, noutate și originalitatea cercetării, problema științifică rezolvată. Vreau să evidențiez în acest context principalele demersuri inovative a cercetării. Pentru prima dată, spectacolul coreografic Carmen, realizat prin intermediul dansului sportiv, a devenit obiectul unui studiu special. Au fost stabilite în plan retrospectiv tendințele de interpretare artistică a imaginii lui Carmen în diverse producții coreografice. A fost elaborate conceptul, dramaturgia și scenariul spectacolului coreografic Carmen prin mijloacele dansului sportiv, bazat pe principiile istorismului, relații dintre diferite tipuri de artă coreografică, corelații între specificul imaginii lui Carmen
și limbajul dansului sportiv. Și pentru prima dată a fost pus în scenă un spectacol coreografic Carmen de valoare artistică realizată prin intermediul dansului sportiv. Cu referire la conținutul tezei, e de remarcat că Eleonora Varnacova dispune de competențe analitice privind literatura de specialitate, dar și cele sintetice artistice privind producerea de noi opere coreografice. Specificul și valoarea conținutului tezei constau în abordarea problemei de creare a spectacolului coreografic Carmen prin intermediul limbajului dansului sportiv din două perspective, științifică și artistică. Anume, această abordare axată pe interconexiunea acestor dimensiuni a permis doctorandii să fundamenteze artistic și realizeze în scenă spectacolul coreografic Carmen prin mijloacele dansului sportiv. Această abordare a generat posibilitatea de prezentare a spectacolului coreografic Carmen pe diverse scene, precum și de utilizarea materialelor cercetării, atât în cadrul orelor de curs consacrate dansului sportiv modern, cât și în cadrul cercurilor și cluburilor sportive. Cu privire la demersul artistic, în viziunea noastră, partea creativă a cercetării a fost organizată și a realizată în corespundere cu conceptul, subiectul și scenariului elaborat. Rezultatele obținute sunt valoroase și confirmă prevederile ipotezii înaintate. Teza realizată de doctoranda Eleonora Varnacova reprezintă un produs științific și artistic de valoare, iar autoarea merită conferirea titlului științific de doctor în arte. Totodată vreau să aduc sincere mulțumiri membrilor Comisiei de Îndrumare. Doamne Berezavicova Tatiana, doctor, profesor universitar, maestru în arte. Doamne comendant Tatiana, doctor, conferințar universitar, prorectoră Academiei. Domnului Eugen Gărneț, conferințar universitar, maestru în arte. Pentru un ajutor enorm privind realizarea acestei cercetări. Dar și referințelor oficiali, pentru sugestiile valoroase de îmbunătățire a textului tezei de doctorat. Și mulțumesc separat pentru doamna Svetlana Padrăjan, pentru înțelegerea și susținerea doctoranților. Asta e lucru foarte important. Mulțumesc frumos tuturor care au participat la realizarea acestei cercetări. Mulțumesc frumos! Ajuns la etapa preconcludentă, da? Înainte de a conchide susținerea tezei, în care președintele comisiei își expune opinia. Dacă rog, eu aprobă. Dar puteți și după. Da, vă rog, doamna profesor. Eu vreau să felicit și conducătorul și doctoranda, pentru că este o temă chiar interesantă pentru mine și o realizare, o cercetare destul de interesantă, incitantă. Eu chiar am scaut în clubul, nu știam de acolo, spectacol și am să văd, pentru că ce noutatea acestei lucrări este tocmai realizarea unui spectacol, hai să zicem, de o piesă clasică cu elementele este greul lucrării. Așa că felicitări. Sigur că eu am răsurit teza pe parcurs, poate mai mult de calitate de sugestii. Vedeți, dumneavoastră ziceți că în sarcini vreți să elaborați dramaturgia acestui spectacol, coreografic cu pași sau cu mijloace de dansă sportivă. Și ce am căutat eu în această teză și nu prea am găsit este descrierea acestei dramaturgii, în ce constă ea. Sunt principii, dar am înțeles care este specificul dramaturgiei. Doi,
ce m-a interesat în mod deosebit și dumneavoastră i-ați răspuns doamnei decane, doamnei președinte, că ați creat o altă Carmen. Uitați-vă, aveți obiectivul al doilea, am ales obraza Carmen sau Carmen la coreografie. Aveți foarte bine multe informații despre XYZ din spectacol, din filme, ce tip uman au creat diferiți autori de. Cu părere de rău, nu aveți în ce constă Carmenul dumneavoastră. Nu aveți această descriere și nu aveți nici în concluzii. În concluzie, eu am căutat și nu găsesc niciun cuvânt din acest obiectiv, obraz Carmenia. Cred că trebuia și în concluzii să indicați lucrul ăsta. Ei, și una care ține de o precizare. În literatura română, în teoria literaturii, vorbim despre structură de adâncime și despre structură de suprafață. Aici văd că folosiți, eu n-am mai întâlnit acest dramaturgie verticală, e garizantală. Este specificul coreografiei. Dar fi tot același lucru, numai cu asemenea, presupunea. Adică, de ce și întrebarea mi-a apărut? În ce constă dramaturgia asta verticală și în ce constă dramaturgia orizontală? Dramaturgia orizontală, dumneavoastră, ați notat. Este vorba despre elementele acțiunii, expozițiune, intrigă, desfășurare, culminație și deznodământ. Deși, după mine, astea sunt elementele acțiunii, iar acțiunea este element la rândul ei, la rândul ei a structurii operei literare sau un spectacol. În fine, aici cred că trebuie să faceți niște precizări pentru cei care vor să citească doar teza și să nu trebuiască spectacolul. Bă, noi spectacolul este mult mai reușit decât anumite carențe care sunt în această lucrare. Dar toate acestea, eu vă felicit și vă urez în continuare succese și să continuați această muncă, pentru că este, repet, un aspect destul de nou și important, cel puțin în domeniul colegate prin Republica Moldova. Atât. Mulțumim! Mulțumim! Revin la intenția mea. Da, mai departe. Revin la intenția mea. Da. Impulsul și motivul creierii baletului Carmen a fost o dorință aprinsă a soției lui Rodion Cedrin, celebra balerină de mai țigară. Ea a dorit să redeie un caracter puternic, valnic, o protagonistă pasionată și toată prin intermediul dansului. La fel, da, pe timpul, da, este cunoscut faptul, probabil că versiunea lui Cedrin a fost considerată de regimul comunist ca o insultă la capodopera lui Bizet, la care porniseră inspirația, și atunci a fost nevoie ca însuși Dmitrii Șostakovici să intervine pentru ca baletul să se regăsească pe lista de aprobare a regimului comunist. De ce vorbesc despre lucrurile astea? Deoarece este cu adevărat un material de excepție pe care la care și-a ales calea spre care a mers acești 4 ani Eleonora. Da, Carmen va fermeca mereu. Eu mi-ar place să văd o Carmen așa, din zilele noastre, așa, cum o vedem noi în stradă, modernă. Dar mi-ar place în viitor, nu acum. Eu acum nu fac observații la ceea ce am văzut, dar pe viitor poate că mi-ar place, poate că montarea dumneavoastră sau montarea altcuiva să văd și o astfel de Carmen. Revenind la teză. În pofida dezvoltării teoretice sau practic aplicative abordate de specialiști din domeniu, novela Carmen a renumitului scriitor francez Prosper Mérimée reprezintă o temă actuală a studiului teatrologic, filozofic, psihologic și oferă o sumă de posibilități de realizare
a acestei intrigi în scenă, deoarece este o intrigă între bărbat femeie care nu s-a sfârșit sau care nu s-a epuizat niciodată. Deci, astfel, doctoranta vorbește despre interesul diferitor profesioniști în domeniu față de această operă. Și vorbește și despre diferite posibilități de montare a spectacolului și de data aceasta vine cu propria propunere, înțelegere, conceptualizare prin limbajul sportiv. Mi se pare corect să zicem limbajul dansului sportiv. Limbajul dansului sportiv. Că noi nu știu cum o numim în mod diferit, mijloacele dansului sportiv, încă nu știu cum. Există limbaj, există elemente, de aceea aici mi se pare potrivit această formulare. Voi încerca să nu repet anumite lucruri pe care le-au despre care au vorbit recenzenții oficiali, deoarece coincid părerele și eu vorbesc aici despre și îmi pare foarte, foarte pozitiv acest lucru, despre documentarea amplă pe care o face doctoranta asupra diferitor modalități de realizare a Carmen în scenă, fie teatru, fie film, fie dans, fie patinaj artistic, deoarece eu care cunosc un pic modul, să zicem, de pregătire a unui spectacol teatral sau a unui rol, personaj, documentare, întotdeauna este lucru cel mai și cel mai important și câteodată poate de durată foarte și foarte lungă. De ce? Fiindcă nu pornim de la faptul că nu știu nimic, dar eu voi face lucrul cel mai bun. Da? Pornim de la ideea că știm totul și eu voi face mai bine decât au făcut. Atunci este foarte important acest aspect. Nu voi repeta despre calitățile sau despre despre calitățile lucrării teoretice pe care le-am observat și eu în această teză și voi încerca să vorbesc despre câteva observații pe care le am și un pic coincid cu a doamnei Violeta, că ne-a uitat și la dumneiei în aviz și ceea ce mi-am concernat eu coincid. Da, eu înțeleg problema limbii și n-aș vrea aici să ne oprim la acest subiect. Vorba este că într-o cercetare noi lucrăm în 3, în 4, în 5 limbi, în 6 limbi, și cum lucrăm? Prin traducere, prin și multe, multe altele. La fel a făcut și doamna Irina Catere, când a scris teza ei, care a vorbit în teza ei despre regizor și despre curcăre, despre regizor român, care, desigur, că a cercetat și literatura română. Deci, sunt absolut de acord aici că ne-ar place în literatura pe care o prezint să se regăsească și nume de autor român. Sunt și eu de acord cu faptul că se vorbește despre spectacole realizate în Rusia, în țările europene, în America Latină și nu este numit nici un
spectacol în spațiu românesc, la lune, dar eu zic spectacole coreografice, balet, în spațiu românesc. Literatură este. Ea nu e. Poate prin virgulă. Era unul la orice teatru și ea nu e. Doamna Zoia, haideți vă rog. Spune ce e. Da, ne mai vorbim de faptul că și în baletul românesc există interpreți de referință ca Aura Rotaru, Ioan Tugearu, care au interpretat aceste roluri nu numai în România, în spațiul european, dar și în scena Teatrului Bolșoi. Deci, ideea mea este că n-ar trebui să ignorăm spațiul românesc. Suntem o cultură care foarte și foarte apropiată, nu vreau să spun cuvântul identic, și mie mi-a lipsit. O altă observație pe care aș vrea să o fac și doamna Eleonora poate se mai poate de schimbat ceva, fiindcă eu cred că la acest lucru ar putea să ar putea să fie observat și la Anacec. Sunt pagini care conțin 5, 6, 7 citate pe singură pagină. Se termină citata, se termină citata și se începe altă citată. Două, trei cuvinte și se începe. Deci nu se admite într-o pagină să fie un număr așa de mare de citate, ci nu se admite citate prea lungi. Eu știu că chiar când se face raportul de similitudine, citata se consideră de 25 de cuvinte. Au trecut raportul. Doamne Zoia, în un cuvânt și eu am părăsit această sală. Așa. Și ultima observație pe care tot aș dori să o expun este și coincide cu ce a spus, dar mi se pare că trebuie să atragem atenție la acest lucru, că în recomandări și în sugestii s-ar putea de completat și să avem recomandări și sugestii referitor la realizarea scene a spectacolului Carmen, spectacolul realizat către autor, deoarece acesta a fost timpul, scopul și face parte și de tine. Dar eu apreciez înalt întreaga muncă a doctorantei Eleonora Varnacova. Apreciez tenacitatea ei, capacitățile ei, munca depusă atât pentru realizarea spectacolului, cât și pentru realizarea părții teoretice și sunt de acord cu propunerea recenzenților oficiali de a conferi titlul de doctor. Asta fiind spuse. Domnul președinte, dar fericite și fiind spuse. Dar eu v-am oferit. Eu ca felicitare, eu nu dau obiecție nimică. Dar vreau ca doamna să ia loc, că la felicitare să ia loc. Noi avem de lucrat, doamna proiector. Eu nu am în sensul acesta. Dumneavoastră, eu știu că aveți de lucrat. Nu, am în vedere pe comisia. Comisia, da. Eu vreau acum, în primul rând, să zic că aceste felicitări vin într-adevăr din mai multe doleanțe ale mele. În primul rând, eu felicit departamentul. Mulțumesc. Departamentul Arte Coreografice și Performanță Modrică. În persoana șefului departamentului, doamne profesor doctor, Zoia Guțu, care astăzi este și nașa a două teze de doctorat profesor. Este pentru prima dată când la catedră se elaborează două teze de doctorat profesional. Două
teze inedite, frumoase, care sunt întruchipate, executate la un nivel foarte frumos. A doilea moment, vreau să felicit Facultatea Arte Teatrală, Coreografică și Multimedia. În persoana doamnei decan, doamnei profesor doctor, Svetlana Tîrțău, care este astăzi și în postură tot din așa mare a acestei adunări, președintele comisiei, pentru faptul că pentru prima dată, pe lângă noțiunea artă teatrală, mai apare și coreografică care împlinește specialitatea 65401, artă teatrală coreografică. Este un nou început la facultate și aceasta ne bucură. Felicită instituția noastră pe noi toți pentru faptul că avem un alt tip de doctorat. De aici vreau să evidențiez pe doamna director a școlii doctorale, doamna profesor doctor Svetlana Badrajan, pentru faptul că este un nou început în palmarezul doctoratului profesional, care vine și doctoratul în domeniul coreografiei. Și un nou început, prin toate statisticile, deja va fi enunțat și acest aspect. Și în ultimul rând, desigur, vreau să felicit autorul. Doamna Varnacova, pentru o tratare teoretico-aplicativă amplă, care încadrează diferite genuri de artă, pentru minunatul spectacol coreografic realizat prin intermediul unui limbaj deosebit, dansul sportiv, plin acest spectacol de carismă, anume dansul sportiv, acest stil, a conturat o expresivitate deosebită, plină de grație și sens, o nouă tratare inedită a spectacolului Carmen. Vreau să spun că doamna Varnacova este un profesionalist atestat prin diferite concursuri și festivaluri la care dumneai activează în comisii de jurizare. Și pentru dânsa nu e nimic nou. Ea este implicată în acest proces și de fiecare dată vine cu noi ceea ce aduce în cursurile pe care le predă la departament și implică viitorii specialiști, acum studenți masteranți, pentru a continua această muncă frumoasă, dar și foarte complicată. Eu consider că această nouă arhitectură coreografică armonizată prin dansul clasic și dans sportiv este un nou început în țară și chiar dacă este undeva atestat că este și în lume, eu consider că în așa sens încă nu este. De aceea e pentru prima dată. Și atunci eu felicit atât conducătorul științific, cât și autorul pentru această realizare frumoasă. Atât în aspect teoretic, aplicativ, cât și spectacolul care a fost realizat. Și așteptăm continuitate. O să vin. Mulțumim, doamna, doctor Tatiana, comandant și... În acest mod considerăm închisă ședința noastră. Nu, mai discutați rezultatele. Nu, discutăm cu public. Asta am zis. Am ajuns la epilog. Mult așteptatul epilog de către Eleonora Varnacova. Comisia
fără ca să se ia la bătaie, a notat performanțele în conformitate cu regulamentul și în urma punctajului care s-a acumulat, a apărut și un proces verbal numărul 1 din data de 02-06-22, care spune următoarele. Comisia de susținere publică a tezei de doctorat, numită prin decizia Consiliului Științific numărul 3 din 25.03 și ordinul rectorului numărul 18 din 11.04.22, a discutat în ședință publică teza de doctorat a doamnei Varnacova, intitulată Crearea spectacolului Carmen, prin intermediul limbajului, dansului, sportiv. În urma dezbaterii, Comisia de doctorat a hotărât. Punem în voce sau mai eu? A hotărât să i se confere titlul de doctor în arte, domeniul 6, științe umaniste, specialitatea 65401, arte teatrală, bară, coreografică, creație. Și acest lucru s-a întâmplat prin votul exprimat deschis și unanim. Calificativul acordat tezei de doctorat este foarte bine. Deci este al doilea după excelent. Excelent și foarte și foarte bine. Cred că bine meritat, la fel ca și la colega noastră, Angela Vețeșor. Vreau să zâmbim. Da. Și să fie de bun augur pentru cariera pedagogică, pentru activitatea științifico-pedagogică, de creație și să vă avem cât mai mult printre noi și să vedem și alte variante ale lui Carmen. Pe timp de nepandemie, vine acolo pandemia cu maimuța. Dar sper că noi n-avem de-a face cu astfel de animale, așa. Felicitări meritate. Mulțumesc frumos din suflet pentru toți. Mulțumesc frumos și... Și mulțumesc frumos! Nu, e să bucură de discare emoții. Eu și vă mulțumesc всем за ваше пожелание, советы, критику. Огромное вам спасибо. Я буду, естественно, стараться быть одной из лучших, не подвести никого, как бы. Огромное вам спасибо. Дона Татьяна Камина. Дона Светлана Бодрожан. Вообще-то, в первую очередь, благодарят руководителя. Потому что все остальные... долго ждать. Зоя. Зоя. Cuvinte optimiste de mulțumiri și de felicitări, considerăm ședința Comisiei de susținere a doctoratului închisă.